Uniunea Europeană se pregătește să înceapă negocierile cu Ucraina pentru a adera la Uniune. Un anunț oficial este așteptat în luna decembrie, titrează publicația Politico. Comisia Europeană va prezenta însă un raport în noiembrie privind progresele făcute de Ucraina în ceea ce privește condițiile pentru aderare. Îl invit pe Miroslav Tașcu Stavre, analist de politică externă, să discutăm. Bine v-am găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ce înseamnă această începere a acestor negocieri oficiale pentru Ucraina în momentul de față, în contextul extrem de delicat al războiului și a ceea ce se întâmplă acolo acum? Da, cu siguranță ar însemna un mesaj politic important pentru Ucraina. Știm că Ucraina a depus încă din luna februarie, atunci când a fost imediat după atacul neprovocat al Rusiei împotriva sa, o cerere de aderare. Și a urmat o serie întreagă de decizii la nivelul structurilor europene și din partea Parlamentului și a Consiliului Uniunii Europene, dar tot procesul de aderare este practic ghidat de Comisia Europeană. De asta așteptăm, în primul rând, raportul din noiembrie și apoi, dacă acesta va fi favorabil, începerea negocierilor. Începerea negocierilor însă e un proces lung. Să ne aducem aminte, pentru România a însemnat mai bine de 10 ani de zile. Și totuși, domnule Tașcu Stavre, există așteptări ca acest proces pentru Ucraina să fie unul mai scurt? Nu cred că se poate pune problema, deoarece avem niște criterii stabilite în tratatul de la Maastricht și în tratatele ulterioare ale Uniunii și asta înseamnă practic negocieri pe fiecare capitol. Asta înseamnă o pregătire din partea statului candidat să facă față presiunilor care vin din partea pieței comune și cel mai important în privința respectărilor drepturilor omului, așa numitele criterii de la Copenhaga, care presupun în esență, sau foarte simplist, două elemente, economie de piață funcțională și respectarea statului de drept. Ori asta înseamnă niște rapoarte de țară pe fiecare din aceste capitole de negociere până când ele vor fi închise. De asta spun că procesul nu poate să se facă să fie pe o perioadă scurtă. Rapid. Avem state candidate în Balcanii de Vest care au făcut progrese și încă nu sunt membre ale Uniunii Europene. Deci acest proces e unul totuși de durat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tașcu Stavre, pentru explicații. Mulțumesc și eu.